Bună ziua, stimați telespectatori! Continuăm și astăzi edițiile speciale Reflector Analitic, axate pe evenimentele politice care se desfășoară zilele acestea la Chișinău. Salut prezența în studio a domnului Igor Volnițchi, analist politic. Bună seara și bine ați venit! Și a domnului Ștefan Gligor, expert în politici publice. Bună ziua și bine ați venit la Reflector Analitic. Bună Domnule ziua, Volnițchi, iată, această febră politică a fost instaurată, cred că, de la sfârșitul săptămânii trecute, prin organizarea de proteste, prin niște evenimente politice pe care noi le-am așteptat în mod firesc să se desfășoare pe parcursul celor 3 luni de zile. Iată, s-a intensificat viața politică de la Chișinău și cum ați catalogat tot ce s-a întâmplat, iată, în acest interval de timp? Bine, în primul rând trebuie de menționat faptul că se pare că în sfârșit partidele care au acces în Parlament și-au prioritizat și-au stabilit clar prioritățile și zonele în care se pot face careva cedări. Anume, prin aceste prioritizări, eu cred că se explică coaliția pe care au făcut-o cei din PSRM și blocul acum. Probabil ei au ajuns la concluzia, după reflecții de durată, că prioritatea numărul unu pentru ei la moment este debarcarea de la puterea Partidului Democrat, dincolo de divergențele care le-au, doctrinare, anumite valori, principii și așa mai departe. De aceea și se insistă probabil pe această coaliție de scurtă durată, o coaliție care ar urma să guverneze Republica Moldova până la alegerile anticipate, însă aceste alegeri anticipate ar urma deja să se desfășoare în cu totul alte condiții decât cele din 24 februarie 2019 și vedem că toate acțiunile care au fost întreprinse până acum de majoritatea parlamentară a PD-ului și a PSRM-ului au vizat în special pregătirea terenului pentru niște alegeri parlamentare anticipate în alte condiții decât cele din 24 februarie 2019. Evident că cei din Partidul Democrat nu pot să accepte o atare evoluție a evenimentelor, ori aceasta înseamnă plecarea lor de la guvernare. Evident că ei încearcă să facă uz de orice posibilitate pentru a câștiga poziții politice cât mai bune și aici vorbim și de invitațiile pe care le face în ultimele zile repetat Partidul Democrat, altor partide parlamentare să inițieze un fel de discuții în situația politică creată. Aici înscriu și unele decizii ale guvernului Filip, spre exemplu, cele de ieri, care eu voi jongla cu termen, zic și guvern Sandu, guvern Filip, pentru că, mă rog, avem un fel de dualitate a puterii atât timp cât democrația nu cedează și mă refeream la cele decizii pe care ieri le-au luat echipa condusă de Pavel Filip, referitor la transmiterea stadionului republican, referitor la reamplasarea ambasadei noastre din statul Israel, adică s-au identificat niște subiecte sensibile pentru americani și probabil democrații încearcă, înțelegând că nu au nicio șansă să-și refacă relațiile cu europenii și cu rușii, încearcă să câștige simpatia americanilor care, într-un fel, să influențeze o mai bună poziționare a lor pe scena politică. Da, domnule Gligor, vreau să vorbim, iată, despre dimensiunea internațională. Tot mai multe state și-au exprimat susținerea guvernului Sandu și-au exprimat speranță că Partidul Democrat va ceda oarecum puterea, fără mari divergențe. Iată că lucrurile nu se prea întâmplă, chiar dacă poziția partenerilor noștri externi este deseori fermă. De ce, totuși, Partidul Democrat tărăgânează transmiterea puterii? Au foarte multe informații de lichidat pentru a minimiza responsabilitatea care inevitabil ar trebui să survină după reformarea Procuraturii Generale, Procuraturii la General, a Ministerului de Interne, organelor de urmărire penală și, evident, Centrul Național Anticorupție, Procurator Anticorupție și sistemul judecătoresc, care s-a discreditat până la pământ și mai jos. Înțelegând cât de multe au făcut, că au încălcat practic orice lege posibilă în această țară, inclusiv înțelegând că acțiunile lor se califică pe prevederile codului penal cu privire la uzurparea puterii în stat, încearcă să diminueze cât mai mult impactul, să câștige din timp pentru a se securiza. Ei vor să atragă guvernul legitim și majoritatea parlamentară constituită într-un proces de negociere de durată. First milestone, da? Prima piatră
de o milă ar fi decizia comisiei sau opinia comisiei de la Veneția care urmează să fie emisă pe data de 21 iunie curent. Și asta este răgazul minimal pe care contează. În această situație este foarte important pentru actuala guvernare legitimă, constituită, legitim, să se pregătească foarte bine pentru a prezenta opoziția Parlamentului și Guvernului legitim la Comisia de la Veneția. Comisia de la Veneția emite nu decizii obligatorii, ci sugestii. Ea nu emite decizii obligatorii, ea emite opinii de recomandare, opinii în care își formulează recomandările și dă calificare. Odată ce, și acest lucru au spus mai mulți parteneri internaționali, odată ce avem o situație în care, fără precedent, în care Curtea Constituțională poate fi considerată o instituție uzurpată, o instituție capturată, odată ce avem numirea majorității judecătorilor în Curtea Constituțională făcută cu încălcare de procedură și odată ce decizia de inadmisibilitate dată pe sesizarea președintelui Dodon 7 iunie încalcă direct prevederile articolului 7 din Constituție și codul jurisdicțional a Curții Constituționale, codul care spune că interpretările se fac prin hotărâri de interpretare și nu prin decizii, ori asta era o decizie de inadmisibilitate în care s-a interpretat în paranteze termenul de 3 luni ca fiind 90 de zile. În considerație acest dezastru juridic care și l-a permis așa numită Curtea Constituțională, sau mai bine zis așa numiți judecători din Curtea Constituțională, pentru că Curtea este o autoritate, ne-au băgat în acest impas. Acest impas, cel puțin pentru partenerii străini, va fi definitiv soluționat și asupra opiniei partenerilor externi, asupra situației interne, opinia lor asupra situației interne și soluțiile de mai departe, desigur că opinia Comisiei de la Veneția va fi o opinie de autoritate. Eu îmi dau seama perfect că Partidul Democrat scuipă în opinia Comisiei de la Veneția cum a scuipat în 2017. Nu credeți că se vor conforma? Nu se vor conforma. Candu deja a spus acest lucru, Filip a spus acest lucru. Este irrelevant ce spun ei. Este important ce spun partenerii noștri externi. Este important de partea cui e adevărul. Iar articolul 7 a Constituției spune că nicio lege și niciun act juridic, iar hotărârile curții sunt și deciziile curții sunt acte juridice, orice document este un act juridic, care contravin prevederilor Constituției, nu produc efecte juridice. Asta înseamnă că decizia de inadmisibilitate din 7 iunie, odată ce contravine legislației și Constituției, această decizie nu produce efecte juridice. Are odată ce această decizie din 7 nu produce efecte juridice, principiul efectului consecutiv, de nulitate, toate celelalte hotărâri, deci două hotărâri și două avize, sunt fără efect juridic. Ele nu există. Credeți că supresiunea partenerilor externi PD cedează? Pleacă în istorie? Și guvernul Filip, dar și PD-ul, pentru că odată plecat în opoziție, cred că șanse minime are de reveni. PD-ul nu va pleca până nu va fi gata să plece. Iar pentru că ei se plece, în mod securizat, ei sunt mulți, ca ei să plece în mod securizat, eu vorbesc de conducere, de oamenii din primul cerc, ei trebuie să pregătească terenul. Iar ca să pregătească terenul, ei au nevoie de timp, iar în ideal, dacă majoritatea temporară formată în Parlament din PSRM și blocul acum va fi ezitantă, ei vor încerca să scoată respectiva coaliție temporară într-o negociere cu privire la alegerile anticipate și să impună, jucând pe context, alegerile anticipate. Și în cazul unor alegeri anticipate, ei păstrând controlul real asupra instituțiilor, au o șansă să aducă o mare surpriză tuturor și să se legitimizeze făcând imposibil formarea unei noi coaliții. Asta este scenariul maximal pentru ei. Scenariul minimal este să-și pregătească plecarea în mod securizat și să nu ajungă la închisoare sau în căutare internațională. Trebuie să fim conștienți de aceste lucruri și trebuie să fie extrem de vigilentă noua guvernare, Guvernul Republicii Moldova și Parlamentul Republicii Moldova în acțiunile sale. Da. Inclusiv să examineze scenariul protestelor stradale. Parlamentul Republicii Moldova este unicul exponent a suveranității
cetățenilor. Fiecare din noi poartă o cotă a suveranității. Da. 61 de mandate sunt reprezentanții majorității absolute din Republica Moldova, circa 70%, care și-au dat voturile acestor două grupuri politice. Respectiv, ei sunt obligați să respecte și să onoreze suveranitatea delegată lor, dacă va fi nevoie, inclusiv prin proteste stradale. Da. Domnule Volnețchi, această zi a început prin îmbrânceli între actualul prim-ministru de viceprim-ministru și ministru de interne, domnul Năstase, și domnul Pânzari, care până la urmă ne-au lăsat să înțelegem că lucrurile nu se pot clarifica atât de simplu. A avut loc acest incident în direcția numărul 6 a Inspectoratului Național de Investigație. L-a vizat pe domnul Anatolie Macovei după ce pe parcursul zilei de ieri a anunțat că împreună cu un grup de angajați susțin guvernul Sandu, și iată aceste îmbrânceli ne-au, zic încă o dată, ne-au dus în albia faptului că PD-ul nu prea este dispus să cedeze din funcții. Este evident și nu e vorba doar de poliție, e vorba de situația în general. Partidul Democrat înțelege foarte bine ce înseamnă să cedeze acum puterea. Eu fac de multe ori careva paralele între anul 2009 și anul 2019. Spre exemplu, nu de-a domnul să avem tragicele evenimente cum a fost în 7 aprilie, dar spre exemplu atunci comuniștii fiind la putere se considerau tot atot puternici și în perioada dintre alegerile din aprilie și alegerile anticipate din iulie dețineau întregul control, lăsau impresia, lăsau să se înțeleagă că stăpânesc în totalitate situația și iată va fi doar suficient să aibă loc aceste alegeri parlamentare anticipate din 29 iulie pentru ca ei să-și reîntoarcă controlul total asupra țării. Aceeași încredere o manifestă acum și cei din Partidul Democrat, numai că ei au, spre deosebire de comuniști, ei au niște precedente în baza cărora pot judeca. La un moment dat, comuniștii au cedat puterea benevol, sperând că, uite, ăștia se vor îngloda, se vor, nu știu, vor avea divergențe, nu se vor descurca. Țara, într-adevăr, atunci era într-o situație foarte proastă. Noi nu știm care sunt proporțiile problemelor cu care se confruntă bugetul la moment, dar atunci deficitul bugetar era echivalentul la 16% din produsul intern brut și atunci se considera, comuniștii considerau, uite, vine ăștia pe câteva luni, nu vor putea face, se compromit și pleacă mai departe. Și au lăsat puterea pentru o perioadă. Iată ce a însemnat cedarea de către comuniștii a puterii, a însemnat de fapt moartea politică pentru acest partid care a degradat continuu, trecând în opoziție parlamentară, apoi în genere rămânând în afara Parlamentului. Democrații înțeleg acest lucru, ei înțeleg ce înseamnă cedarea puterii, măcar și pentru o scurtă perioadă de timp. Ei au și precedentele, inclusiv asta despre la care m-am referit eu, de aceea ei nu sunt dispuși să cedeze puterea. Pe ce se ține la moment puterea Partidului Democrat? În mare parte pe controlul total al instituțiilor statului. Atât timp cât ei stăpânesc instituțiile statului, ei rămân o forță. Atât timp cât ei dețin resursele administrative în mâini, ei păstrează șanse reale de a furniza surprize chiar și în cadrul unui scrutin parlamentar anticipat. De aceea ei nu sunt dispuși să cedeze nici resursele administrative, nici controlul asupra instituțiilor statului, nici măcar până la eventualele alegeri parlamentare anticipate, pentru că aceasta le-ar afecta rezultatul final. De aceea, eu cred că și în continuare democrații vor face tot posibilul pentru a menține puterea, va continua această dualitate, această contrapunere cu guvernul, cu majoritatea parlamentară, însă și ei ar accepta să facă jumătate de pas înapoi, numai dacă asupra lor va fi o enormă presiune externă și ea se simte cum crește în fiecare zi și o presiune internă. Deocamdată presiunea internă ei nu prea o resimt pentru că blocul acum și PSRM-ul și-au îndemnat susținătorii să rămână acasă pentru a preveni eventuale ciocniri între cei care stau acum în stradă și protestează în susținerea manifestă, mai bine zis. Dar avem o serie de scrisori prin care cei din teritoriu susțin guvernul Sandu. Este adevărat, avem și Taraclie și Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia și de la Breceni și din alte Soroca. Scrisori din diaspora au reușit din ajunge diaspora, în țară. Este adevărat, aceasta înseamnă acea presiune internă despre care vorbeam eu și cu cât ea va crește, cu atât probabil vor spori și șansele ca democrații să plece de
de la guvernare într-un mod pașnic. Dar, deocamdată, ei nu simt că această presiune este suficient de mare ca să cedeze. Domnule Volnițchi, vreau poziția dumneavoastră, după aceea îl voi întreba și pe domnul Gligor. Iată o informație de ultimă oră. Curtea Constituțională a publicat, de fapt, decizia motivantă în cazul hotărârii de invalidare a alegerii doamnei Greceanu în funcția de președinte a Parlamentului. Ce urmează să se întâmple? Pentru că, iată, această epopee sau această mascaradă, cum o numeam un pic mai devreme, continuă. E o problemă cu Curtea Constituțională și eu m-am expus nu odată la această temă. Curtea Constituțională are o gravă problemă care ține de imagine, de credibilitate. Eu de nenumărate ori am întrebat, inclusiv exponenții ai curții, arătați-mi măcar o decizie pe care a luat-o Curtea Constituțională începând cu data de 22 aprilie 2013, care să nu fi fost în favoarea Partidului Democrat. În situația în care tu scoți pe bandă rulantă, poate fi o coincidență o dată, poate fi o coincidență a doua oară, dar când tu, timp de șase ani decizii. Într-una, iai decizii, și nu e vorba doar de actuala componență a Curții Constituționale, pentru că din 2013 până acum Curtea Constituțională a avut diverse personalități, persoane în componența sa, dar ca instituție, uite, și-au asumat această pată de imagine și de aceea acum când credibilitatea e zero. Da, domnul Gligor, viziunea dumneavoastră despre decizia motivată în cadrul invalidării doamnei Greceanu. Este irelevantă decizia motivată și toate celelalte motivate care o să fie făcute de această curte. Ceea ce este important este că ei au comis o greșeală fatală pentru ei când l-au ascultat pe Sergiu Sârbu de a da în paranteză interpretare într-o decizie de inadmisibilitate. Deci șmecheria asta trebuie să înțelegeți că șmecheriile cu care a operat de Partidul Democrat, la care a adus întreaga politică de stat a Republicii Moldova, de combinații, scheme, aranjamente, interpretări dubioase, ei au adus această practică și la nivelul Curții Constituționale și asta le-a pus capacul. Dacă decizia din data de 7 era una mai ticluită, dacă nu era decizie din admisibilitate, dar era hotărâri de interpretare, și ei făceau asta în cadrul unei hotărâri de interpretare, era încă calea vale. Tolerant. Odată ce, nu că tolerant, pentru mine eu aș avea aceeași poziție pe care o am de foarte mult timp. Chiar și componența precedentă era una extrem de dubioasă. Însă lor nu le-a fost suficient. Ei înțelegeau că i-ar putea să împingă situația la extremă și atunci ar fi nevoie de oameni de artilerie grea, oameni într-atât de lipsiți de scrupule, încât ei să scrie orice ce o să le dea acest Sergiu Sârbu. Și atunci ce au făcut? Au schimbat acei trei judecători cu încălcare de procedură care însă și Curtea Constituțională și le-a stabilit parcursul deceniilor. Da. Și au numit o persoană afiliată prin rudenie de liderul democrat la Plahotniuc și au numit alte două persoane absolut discreditate și cu afiliere clară politică și subordonare politică clară față de PD. Așa au pus punctul pe ei, la general, pe viitor, la capitolul autoritatea curții și doi, când au împins această componență speriată, de oameni speriați de viitorul inevitabil, să pună semnăturile lor sub decizia din admisibilitate pe data de 7, ei au terminat această curte în componența actuală. Nu există, nu contează, ca să înțelegeți în jurisprudență, nu contează deja ce ai făcut tu în momentul în care tu ai produs un act viciat și în baza acelui act care e viciat, este lipsit de temeie, ai mai dat niște acte. Din momentul ăsta, tot ce ai făcut tu ți-ai tăiat creanga de sub picioare și tot ce ai făcut tu mai departe este nul. Nu produce efecte, nu există. Trebuie să înțelegeți, curtea nu este mai presus de Constituție. Nimeni nu este mai presus de Constituție. Dacă curtea astăzi emite o hotărâre de interpretare la sesizarea depusă de Sergiu Sârbu, de exemplu, că dumneavoastră trebuie dimineața la ora 9 să faceți 30 de flotări până la moarte. Dumneavoastră o să știți și o să spuneți că da, autoritatea curții este supremă, așa, ei au interpretat Constituția că eu trebuie să fac flotări dimineața. Ei au dus la ridicol, înțelegeți? Deci noi avem ce se numește common sense, deci rațiune. Noi avem textul Constituției scris în așa mod în care poate să vă înțeleagă practic oricine. E bine atunci când există neclarități în sens de zonă sură, zonă neagră, neacoperită normativ. Este curtea care trebuie să interpreteze, ca să nu schimbăm Constituția la fiecare cotitură, la fiecare 10 zile.
Dar curtea nu poate crea norme noi. Odată ce judecătorii Curții Constituționale au creat norme noi, în 2013, da, în 2015, da, ei trebuie atrași la răspundere penală pentru abuz în serviciu și depășirea atribuțiilor. Nu există altă. Noi așteptăm, iată, Comisia de la Veneția, ce, cum se va pronunța ea? Ce credeți că se va întâmpla cu Curtea Constituțională, cu membrii Curții Constituționale, mai bine zis, după această sugestie a Comisiei de la Veneția? Vor pleca ei toți în demisie? O singură soluție. Membrii Curții Constituționale nu au o altă opțiune decât să revizuiască toate deciziile neconstituționale date de ei și să-și dea demisia ca noul Parlament și noul Guvern să poată numi membri noi, integri, cu reputație reproșabilă în Curtea Constituțională a Republicii Moldova. Alt scenariu pentru ei nu există și asta este unicul scenariu în baza căruia i-ar putea să-și amelioreze infracțiunile și răspunderea care va surveni în complicitatea lor la uzurparea puterii în stat. Ei trebuie să înțeleagă acest lucru. Eu înțeleg că lor le este foarte frică, că ei au fost șantajați să facă acest lucru. Dar ei nu au încotro. Pur și simplu nu au încotro. Domnule Volnițchi, continuă firul logic. Credeți că va exista demnitatea la acest judecător ca să plece onorabil, așa cum, sau cel puțin relativ? Curajul, da. Deja e depășită etapa. Bine, eu zic că dacă li se va sugera să plece, vor pleca. Adică, dar urmează scenariul care a fost stabilit, da, din timp. Nu e vorba doar de Partidul Democrat. E un fel de comportament tipic pentru situațiile de stres politic, dacă le putem spune așa. Orice forță politică din orice țară a lumii, deținând puterea în momentul în care simte că presiunea asupra sa scade, ea începe să facă anumite cederi. Identifică care sunt așteptările în raport cu ea. Dacă ei identifică că este o nemulțumire foarte mare față de Curtea Constituțională și consideră că sugerându-le judecătorilor Curții Constituționale să demisioneze, vor scădea din presiune și din tensiune, atunci ei vor face acest lucru. Dacă ei vor considera că trebuie să pună pe cineva la dubă, vor face acest lucru. E un fel anume de a scoate, nu știu, de a ridica puțin capacul pentru ca să iasă abure, ca să nu explodeze întreg cazanul. Repet, e o normă de comportament tipică pentru astfel de situații. De aceea revin la ideea că dacă va crește presiunea asupra Partidului Democrat, vom asista la anumite cedere. Amintiți-vă de anul 2013. Toți cereau parcă demisia unui procuror general după cazul tragic din Pădurea Domnească. Ea nu venea. Însă în momentul în care a crescut presiunea asupra partidului care avea careva conexiuni, cel puțin așa se spunea, cu procurorul general, acesta a demisionat. Aceeași situație. Era un oarecare domn Lupu care era șef la Mold Silva, dacă mi-amintesc eu. Iarăși a crescut presiunea, dumnealui s-a sugerat să plece. Adică sunt niște pași care se fac de regulă în astfel de situații și orice consultant politic, orice consultant de imagine îi cunoaște. Ei sunt partea manualelor de specialitate. De aceea, dacă e să revenim la întrebarea dumneavoastră, nu e vorba doar de Curtea Constituțională. Putem să ne așteptăm la orice demisie care vor fi prezentate în oricare formă, de onoare, de mai puțină onoare, legate de motivație personală sau de altceva. Se va face uz de tot instrumentariul disponibil în astfel de situații. Domnule Volnițchi, dar poziția dumneavoastră, nu e ridicol cel puțin două guverne în stat, unul încercând să-l completeze pe celălalt sau încercând ca să pară mai bun decât celălalt? De ce totuși, într-un stat de drept, într-un stat cu o democrație consolidată, ziceam cu diferite ocazii în acest studio, cel care a pierdut alegerile îi strânge mâna câștigătorului și urează succes. Nu ar fi fost corect așa să se întâmple? În Republica Moldova a fost un singur caz de transmitere civilizată a funcției, a puterii. Restul cazurilor au fost într-o formă mai mult sau mai puțin barbară, necivilizată. Când mă refer la acest caz, l-am în vedere pe ex-președintele Petru Lucinschi, care, fiind învins, bine, el nu a participat la scrutinul din 2001 în mod direct, dar avea un partid care a acces în Parlament și prin care putea spera să candideze la un nou mandat pe linie parlamentară deja, dar iată, pierzând alegerile, l-a așteptat pe domnul Vladimir Voronin, care a devenit președinte al Republicii Moldova, la președinție,
i-a întins mâna, l-a felicitat, i-a transmis civilizat funcția, atribuțiile care aferente acestei funcții și atât. Mai mult, noi nu am mai avut asemenea cazuri. Amintiți-vă toate transferurile de putere cum au avut loc. Au avut loc într-un mod mai mult sau mai puțin scandalos sau minimum nepoliticos, necultural. Din păcate și acum avem ceva mai mult decât o lipsă de politețe și de corectitudine. Acum avem un refuz pronunțat al unui partid de a transmite puterea altor partide. Domnule Gligor, un partid muribund face ultimele eforturi ca să se mențină la putere. Și când zic lucrul ăsta, vedem că tot mai multe instituții publice merg pe ideea susținerii guvernului Sandu și noului guvern în esență. De ce totuși PD-ul menține acea caracatiță, acele instituții subordonate și nici de cum nu cedează măcar vericile care ar face ca acest guvern Sandu să devină unul cu adevărat funcțional, să nu existe impedimente într-o activitate a lui? Pentru că ele rămân celelalte, procuratură, nu știu, celelalte instituții, oarecum mai sunt oamenii dânșilor. Sistemul construit de ei în ultimii 3 ani a presupus eliminarea tuturor persoanelor sub supravegherea liderilor Partidului Democrat din primul cerc, de la șef de servicii, da. Mai bine zis, de la miniștri, viceministri, șef de departamente, șef de subdepartamente, secții, subsecții și așa, pe verticală și pe orizontală. Deci toți oamenii cheie care iau deciziile astăzi, toți sunt, sau cât de cât importanți, sunt nominalizați, numiți de actuala putere. Deci ei iau... Dar credeți că sunt fideli? Și sunt fideli. La Plahotniuc nu este omul care crede în fidelitate, el crede în compromat, crede în probe și în pe care le acumulează vis-a-vis de o persoană sau altă. Dar cei care au fost numiți într-un fel, da, o parte din ei au mers pe încredere, pentru că așa, dar în majoritate ei au încercat să documenteze acei oameni care i-au numit, chiar dacă au fost numiți inițial. Ok, pe urmă au încercat să-i documenteze și așa. Așa lucrează acest sistem. Și oamenii care sunt numiți, noi nu putem să ne așteptăm la plecări masive din structurile de forță a celor oameni care au fost numiți în funcții cheie și așa mai departe. Masive, am în vedere, sute de oameni, nu vor fi, pentru că noi vorbim totuși de mii și mii de oameni în acest sistem, care funcționează în acest sistem, lucrează în acest sistem. Nu putem să ne așteptăm. Noi putem să ne am în vedere în special acelor oameni care sunt șefi, da, miniștri, viceministri și așa mai departe, șef de departamente. Foarte puțin probabil. De asta ei de ce fac acest lucru? De ce au construit acest sistem? Anume pentru aceste situații de criză. Pentru a controla fie de păr toată țara, pentru a maximiza veniturile sale, controlul care îți aduce venituri și îți aduce o perspectivă politică și siguranță în perpetuarea politică. Dar uitați-vă că nici schimbarea sistemului electoral, abuziv și ilegal, nici multe alte lucruri, uzurparea puterii în esență și instituțiilor, nu i-a ajutat. Votul a fost dat celor partide care au sugerat poziții antioligarhice, anti-PD. Ei nu au încotroi, trebuie să plece, am spus la început acest lucru. Ei au sarcina minimă să securizeze plecarea lor și să distrugă cât mai multe probe. Și doi, sarcina maximă e să scoate actuala guvernare legitimă într-un proces de negociere de durată și să îi împingă în alegeri anticipate. În cel mai rău caz, cel mai bun caz, scenariul de lungă durată ar putea fi negocierea securității personale și trecerea în opoziție și așa mai departe, ca să câștige din nou din timp. Și odată ce câștigă ei din nou din timp, câștigă din timp, ar putea să ne pomenim cu o situație în care foarte, foarte multe documente pur și simplu vor dispărea și așa mai departe. Asta este direcția. Noi înțelegem ce face PD-ul, ce face Partidul Democrat. Este logic ce face Partidul Democrat din punctul lor de vedere. Întrebarea este ce face guvernarea legitimă și majoritatea parlamentară constituită ca să contraacționeze, contraatace. Și la moment... avem un proces politic în care se parcurge acordul de alianță care a fost semnat, acordul politic de alianță temporar, dar în același timp este necesar să se pregătească actuala putere legitimă, inclusiv și pentru un proces de amploare, cred.
Domnule Volnițchi, astăzi vicepreședintele Parlamentului Slusar vorbea în contextul acelor remarcate de domnul Gligor despre distrugerea probelor. Se referea la acea comisie care a fost creată pentru a încheta furtul miliardului și a vedea ce se întâmplă cu acest raport Kroll, de ce nu este publicată. Teama este atât de mare încât dispar probele, sunt distrunse în mod intenționat? Putem presupune orice, este evident că actuala guvernare are, bine, dacă îi putem zice actuala guvernare, să zicem așa, cei care au fost, reprezintă guvernarea Partidului Democrat și care pretind că sunt în continuare putere, ei au tot interesul să, ca în mâinile noii puteri să nimerească cât mai puține documente importante. Însă aici este și o oarecare lipsă de logică, de consecutivitate, dacă doriți. Ori în ultimii ani, democrații fiind la putere în Republica Moldova, ne-au tot convins permanent că ei sunt cei care își doresc ca adevărul despre furtul miliardului să iasă la iveală. Ziceau că vor să instaleze și un panou pe care nu l-am mai văzut pe site-ul Ministerului de Finanțe, periodic apăreau cifre, conducerea de vârf, am în vedere speakerul, premierul, periodic ieșeau cu rapoarte și ziceau că uite așa și așa s-a recuperat atâta și atâta, se mai făceau trimitere la unele dosare care au fost în justiție. Da. Dacă e așa, atunci care e sensul să distrugi probele? Ai făcut un lucru, admitem, ai făcut un lucru bun pentru investigarea dosarului miliardului până la această etapă, uite acum pleci, transmite dosarul și lasă alții să facă mai departe. Domnule Lenske, iată astăzi, dacă nu mă înșală memoria, în cabinetul Filip s-au discutat mai multe aspecte, printre care transferarea ambasadei noastre de la Tel Aviv la Ierusalim și ceea ce ține și de stadionul național. Aceste decizii sunt întâmplătoare în acest context politic? Nu, cu siguranță. Nu, eu, pe lângă faptul, ziceam că ei ar vrea să câștige într-un fel simpatia americanilor, e și un ușor șantaj, o ușoară cursă pe care Partidul Sunteți Democrat... Sunteți diplomat când ziceți ușoară. De ce zic o ușoară cursă? Închipuiți-vă acum că, uite, SUA și-ar delega reprezentanții să semneze acest acord care reiese logic din hotărârea adoptată ieri de către echipa lui Pavel Filip. Ce ar însemna aceasta? Că ei recunosc hotărârea guvernului Filip, prin urmare recunosc guvernul Filip și în acest caz Partidul Democrat ia foița și zice, uitați-vă, noi suntem recunoscuți de către statele și o bună parte din țările de pe glob care se orientează după poziția SUA s-ar uita altfel la situația din Republica Moldova, numai că eu nu cred că cei din care reprezintă interesele SUA în Republica Moldova, în această regiune a Europei, nu sunt atât de prost școliți încât să nu înțeleagă miza adevărată a jocului. Da, este adevărat. Deci aici avem o dublă semnificație. Încearcă să le câștigi simpatie și ușor, ușor să-i atragă într-o cursă. Vă rog, poziția dumneavoastră legată de... Susțin integral poziția colegului. Ei încearcă să ajungă la administrația președintelui Trump cu orice preț, să facă gesturi decisive în acest sens, să le dea dovadă de faptul că ei sunt gata să execute orice și să facă orice pentru a obține recunoașterea și suportul Statelor Unite ale Americii. Acest lucru nu se va întâmpla odată ce Germania, Franța și Marea Britanie, cele trei mari puteri ale Uniunii Europene, chiar dacă Marea Britanie, și în special că Marea Britanie are acum probleme cu Uniunea Europeană, dar a susținut o poziție comună a Uniunii Europene, da, a comisarilor Hahn și Mogherini cu privire la situația în Republica Moldova, vorbește despre faptul că aceste tentative sunt disperate, sunt de ultima minută, de ultima secundă, pentru a încerca măcar cumva să amelioreze lovitura și viitorul. Dar cum trebuie perceput, nu știu, gestul celor de la PD care zic că ar vrea să se așeze la masa negocierilor cu celelalte partide și chiar făcea această invitație în mod repetat pe parcursul zilei de ieri și de astăzi, în timp ce premierul Sandu le spunea veniți în Parlament, discutăm, vedem care ar fi doleanțele dumneavoastră și atunci ar exista și această transparență. Această poziție a prim-ministrului este una corectă din punct de vedere politic și din punct de vedere polit-tehnologic. Odată ce PD-ul atât de tare vrea să poarte negocieri, da, să discute situația curent, așa cum a fost sugerat de toate forțele și partenerii noștri din străinătate, da?
Foarte bine. Există Parlamentul Republicii Moldova, care este expresia suveranității poporului. S-a format o majoritate acolo. Voi sunteți o minoritate, nicio problemă. Veniți în platforma parlamentară, veniți în clădirea Parlamentului, în toată componența. Veniți ca fracțiuni și delegați persoanele responsabile de comunicarea pozițiilor. Întruniți-vă în Parlamentul Republicii Moldova, da? Cum vreți, în componență restrânsă, în componență lărgită, în componență deplină și discutați soluțiile pe care crede că le are PD-ul. După care comunicat cetățenilor Republicii ce vrea PD-ul, pentru că ei se vor teme să o facă public, ei vor vrea să aibă o înțelegere pe sub masă ca să aibă marjă de manevră. Așa. Și în componența Parlamentului care își desfășoară în mod legitim și constituțional activitatea, adoptați o decizie cu privire la transferul puterii. Și atât. Orice altă platformă de negociere este inadmisibilă și ar duce la recunoașterea colaterală sau cumva indirectă a faptului că, păi, da, este un guvern legitim, dar poate nu e chiar așa legitim și așa mai departe. Chestii de genul ăsta. Și interpretări vor fi masive, pur și simplu, din partea holdingului mediatic controlat de PD. De asta, soluția și propunerea și insistența cu care vine doamna Maia Sandu în calitate de prim-ministru este corect. Da. Să vă întreb. Spuneți-mi, vă rog, atunci când vorbim despre capitolul credibilitate, iată, în ultimele zile, tot mai multe instituții media, dar și tot mai mulți colegi din media au încercat să realizeze tot felul de sondaje de opinie care să vină să măsoare oarecum credibilitatea celor două guverne. Fac aici abstracție de cei care au organizat acest sondaj de opinie. Vorbim despre faptul că cei care au participat în raport de 94% și-au exprimat susținerea doamnei Sandu și cabinetului pe care îl conduce și doar 5,8% guvernului Filip. Haideți să pornim de la aceste cifre și să ne spuneți cum și-ar putea eficientiza guvernul Sandu acțiunile în contextul în care nu are acces la documente pe de o parte, pe de altă parte e elementar în sediul ministerilor de resort, cei care au menirea să le conducă nu pot avea accesibilitate. Ce ar trebui să se întreprindă? Pentru că doamna Sandu, iarăși mai mulți politologi au catalogat foarte atent mesajul pe care l-a exprimat dânsa, nu cheamă susținătorii în stradă, ci din contra, îi îndeamnă să rămână acasă. Bine, doamna Sandu, guvernul pe care îl conduce în general, coaliția care s-a format la nivel de parlament, au un scop minim și acest scop minim este să nu comită greșeli de poziționare, pentru că orice greșeală de poziționare admisă la această etapă îi poate costa foarte scump în viitorul apropiat. În rest, dacă se vor continua să se poziționeze corect, se va întâmpla inevitabilul. Sub creșterea presiunii despre care vorbeam mai devreme, externă, care se simte tot mai mult în fiecare zi, și probabil internă, care, bine, acum partidele care au constituit coaliția parlamentară își cheamă susținătorii să rămână acasă, dar noi nu putem ști ce se va întâmpla mâine, pentru că e un mesaj care poate fi modelat în orice clip, în orice moment și iată, dacă va crește și presiunea internă, se va întâmpla inevitabilul, adică gheața se va topi și lucrurile vor merge într-o direcție anume. Repet, important este ca la această etapă să nu fie comise greșeli de poziționare. Da. Domnule Grigor, pe final de emisiune vreau să aflu poziția dumneavoastră. Iată, tot mai multe instituții ale statului sunt înconjurate de protestatari. Credeți că numărul acestora se va mări? Pentru că nu vorbim aici despre faptul cum au fost aduși. Și rețelele de socializare ne-au demonstrat faptul că 200 de lei sau un pic mai mult îi fac pe unii concetățeni de ai noștri să vină să-și petreacă o zi întreagă în fața unor instituții. Credeți că aceste proteste vor lua amploare? Să-mi fie iertată această afirmație. Da? În fața instituțiilor statului nu stau protestatari, stau oameni angajați pe bani și în mare parte sunt susținătorii Partidului Șor, care au fost mobilizați de Partidul Șor în susținerea Partidului Democrat, stăpânului său. Da. Acești oameni primesc circa de la 500 la 50 de euro pe zi. Există confirmări făcute la cameră în acest sens.
Și vă explic de ce au fost mobilizați acești bătrâni, în mare parte, oameni în etate. Persoane de vârsta a treia, da. Da, pe care îi înțeleg cumva, fiind departe de înțelegerea reală a lucrurilor, sunt gata pentru 500 de lei. Credeți-mă, la țară 500 de lei este o sumă impunătoare, oamenii cu luni, pe lună primesc atâta. Acești oameni au fost mobilizați pentru a crea cordon din cetățeni în fața miniștrilor nou numiți, pentru ca în momentul în care ei vin să intre în acele instituții, precum că cetățeni ai Republicii Moldova în susținerea PD-ului, să le opun rezistență și să nu o facă instituțiile de forță. Pentru că angajații de rând a instituțiilor de forță, vă spun cu cunoaștere de cauză, se bucură de schimbările care s-au produs în mare majoritate. Și de asta acest cordon a fost necesar pentru a crea un impediment suplimentar în preluarea controlului asupra instituțiilor și acest lucru se face pe bani. Domnule Gligor, domnule Volnițchi, eu vă mulțumesc pentru participarea la Reflector Analitic, ediție specială. Stimați telespectatori, luăm o mică pauză, după care revenim în studio cu alți invitați.